Fiecare oraș are porumbeii săi. Îi vedem zi de zi pe trotuare, pe statui, în piețe, ciugulind firmituri din mâinile trecătorilor spre amuzamentul copiilor. Imaginea porumbeilor a fost imortalizată de-a lungul timpului în pictură, poezie, muzică, teste sacre, simbolizând pacea, puritatea, vestea bună. Există o rasă de porumbei numiți voiajori sau poștași. Au dobândit acest nume pentru că aceștia duceau scrisori dintr-un oraș în altul sau erau folosiți de către ziariști pentru transmiterea știrilor la redacție într-un timp foarte scurt. În prezent, această îndelenicire a porumbeilor de a se întoarce acasă de la distanțe îndepărtate s-a transformat într-un sport numit columbofilia, iar participanții la concurs cu porumbei se numesc columbofili. Pentru a afla amănunte despre acești porumbei poștași, dar și despre acest sport, am stat de vorbă cu Claudiu Coldea, un împătimit al acestui sport. Bună, mă numesc Claudiu Coldea, am 37 de ani și sunt un împătimit al sportului columbofil. Primul porumbel voiajor care l-am avut, l-am primit când aveam 7 ani și de atunci n-am mai renunțat niciodată la porumbei. Cu atât mai mult, începând din anul 1995, m-am înscris în Asociația Columbofilă din Cluj și de atunci, an de an, concurez cu porumbeii voiajori la toate categoriile de distanță. Care e diferența între un porumbel pe care îl întâlnim pe stradă și unul dintre categoria asta lantă de voiajori, de poștași, denumirea populară? Există mai multe diferențe. Cea mai mare diferență este din punct de vedere a fizicului porumbelului. Porumbeii voiajori și celelalte rase de porumbei sunt niște porumbei îngrijiți, ținuți în niște crescătorii speciale care se numesc voliere. Există și alte deosebiri dintre porumbeii comuni sau cei de pe stradă, cum îi numim, și ceilalți porumbei care sunt porumbei de rasă. Fiecare rasă are caracteristicile ei. Din punct de vedere ce privește porumbeii, voiajori, porumbelul voiajor are o statură mai mare puțin, penajul mult mai îngrijit și una dintre principalele caracteristici este faptul că nările albe de deasupra ciocului sunt un pic mai proeminente ca și la porumbeii comuni. Am putea spune, ca să înțeleagă toată lumea, e ca un om obișnuit și un sportiv. Exact. Porumbeii comuni sunt niște porumbei care, pe care viața îi obligă să-și găsească mâncare și loc de cuibărit în diverse locuri, iar porumbeii voiajori sunt niște porumbei sportivi la care nu se mai pune problema asigurării adăpostului și hranei, da, exact, deoarece crescătorul este obligat să îi le ofere porumbeilor pentru a aștepta rezultate de la ei, este obligat să le ofere minimum necesar, adică antrenamente, mâncare de calitate, concursuri și toate celelalte, adăpost. Da. Rasă, casă, masă, cum spunem noi între columbofili. Da. O să te întreb ce înseamnă și columbofilia și a fi columbofil, dar vreau să te întreb, care este distanța pe care o poate parcurge un porumbel într-un concurs? Sau cum pot câștiga acestea un concurs? Ce distanță trebuie să parcurgă ei? Aici e un picuț mai greu de explicat, pentru că concursurile se bazează pe anumite, sunt anumite detalii care definesc ideea de concurs columbofil, dar pentru marea parte a radioascultătorilor, ei trebuie să înțeleagă faptul că porumbeii voiajori sunt împărțiți în trei mari categorii. Porumbei de viteză, care parcurg distanțe și concurează la concursuri între 100 și 400 de kilometri, porumbei de demifond, care concurează între distanța de 300 și 600 de kilometri și porumbei de fond și de maraton, care concurează peste distanța de 500 de kilometri. Porumbeii de maraton pot ajunge la maraton extrem, care înseamnă distanțe de peste 1000 de kilometri. La noi, Asociația Columbofilă de aici din Cluj, anul acesta a organizat 3 concursuri peste
950 de kilometri, unul dintre ele chiar peste 1000 de kilometri și sunt mai mulți porumbei care s-au întors și de la această distanță, mai mult decât faptul că s-au întors, s-au și clasat concursul respectiv. A clasa înseamnă ca porumbelul să se întoarcă din concurs în procentul sau să fie în procentul de 20% din totalul porumbeilor lansați. Asta înseamnă să prindă o clasare. Acești porumbei sunt îmbarcați într-o mașină, da, și duși și în alte țări. În mare, concursul se desfășoară în felul următor. Fiecare crescător, în momentul când se ocupă de porumbei voiajori, are un stol sau câteva exemplare de porumbei voiajori pui. În momentul când porumbeii ies din crescătorie afară, ei memorează niște date vizual și datorită unor cristale de magnetită din urechea internă a porumbelului, prin care ei își dau seama că în locul de unde ies prima dată afară, acolo este locul unde toată viața lor vor trebui să se întoarcă. În felul acesta, porumbeii formează un stol și se vor antrena singuri în jurul crescătoriei. La un moment dat, fiecare crescător are obligația să facă niște antrenamente cu porumbeii, adică să ia, să îmbarce în lăzile lui proprii, să-i ducă la distanțe de 10, 20, 30, 50, 100 de kilometri și să-i lanseze de acolo. Prin asta constă antrenamentul porumbeilor și puiilor de porumbei voiajori. În momentul când se ajunge la perioada competițională, crescătorul va fi obligat să aibă un ceas constatator. Fiecare porumbel va avea un chip electronic pe picior, în care chip este memorat numărul matricula porumbelului, anul în care s-a născut și sexul porumbelului. De câte am auzit, una dintre motivațiile pe care un porumbel le are este să se întoarcă la perechea lui, pe care poate să o aibă întreaga viață. Da. Dacă nu este influențat de anumiți factori. Da, într-adevăr, porumbeii sunt considerați ca fiind păsări monogame. Ei, părțindu-și perechea, doar în momentul în care unul dintre partenerii din cuplu este bolnav sau infertil sau cazuri deosebite. După cum spuneam, în legătură cu concursurile cu porumbei, există mai multe feluri sau modalități de a stimula porumbelul. Una dintre modalitățile de stimulare este zborul porumbelului sau concurarea lui natural, alta la sistemul văduviei și alta la sistemul geloziei. Îndeplinește pe toate. Da, e foarte greu de explicat pentru că mi-ar lua foarte mult timp să vă explic fiecare parte. În momentul când porumbeii participă la un concurs, crescătorul este obligat ca să aibă chipuri pe fiecare porumbel care participă. Porumbeii respectivi se vor îmbarca la club, la clubul Columbofil, și absolut toți porumbeii a tuturor crescătorilor participanți se îmbarcă într-o mașină de concurs, mașină care va merge spre locul de lansare. A doua zi dimineața sau a treia zi dimineața, în funcție de distanță, porumbeii vor fi lansați și fiecare crescător își așteaptă porumbeii la crescătoria lui. În momentul când porumbeii vin, în funcție de ceea ce m-ați întrebat acum, modul de stimulare a porumbeilor, porumbeii vor intra mai repede sau vor pierde vremea puțin pe afară. Am înțeles. Mă refer la intrarea în crescătorie, în momentul când se întorc de la concurs. Automat, porumbeii văduvi vor intra mult mai repede în crescătorie. În momentul când porumbeii vor intra, chipul de pe piciorul porumbelului va fi citit de plăcuța de la intrare, care se numesc antene, iar ceasul constatator va arăta ora exactă și seria porumbelului care a călcat pe plăcuț în momentul respectiv. După câteva ore sau după câteva zile se va face desigilarea și centralizarea rezultatelor, adică întocmirea propriu-zisă a clasamentului. Între cele două războaie mondiale și inclusiv pe parcursul lor, porumbeii au salvat mii de vieți omenești, datorită bilețelelor care le erau atașate la picior cu diferite informații sau uneori transportau medicamente muribunzilor. De unde a pornit acest sport? Știu că între cele două războaie mondiale, chiar și inclusiv pe desfășurarea războaielor, se făcea transmisia de mesaje, de informații prin intermediul acestor porumbei, care în unele cazuri a salvat chiar vieți omenești. Da, este mult de povestit și aici. Istoria ne spune că porumbeii voiajori erau folosiți încă din cele mai vechi timpuri. Faptul că porumbeii